Dacă ești pasionat de știință, artă sau comunicare, am o veste bună pentru tine. Începe Atlanticron, tabăra de vară pentru tineret, unde participanții au parte de astfel de cursuri. Află lucruri inedite într-un loc de vis, o insulă de 1 km² de pe Dunăre. Profesorii le sunt experți de talie mondială, unii dintre ei laureați ai premiilor Nobel. Mai multe detalii despre acest subiect ne dă Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al acestui eveniment. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am regăsit. Dacă în general apar la Alefnips în calitate de consultant în turist, purtător de cuvânt ANAT, am o deosebit de mare plăcere să vorbesc și despre Academia de Vară Atlanticron. De altfel, ca o paranteză, Alefnips a fost alături, ne-a fost alături și anul trecut și mulțumim pe calea asta. Au fost interviuri zi de zi cu personalitățile. Categoric, când cineva face un eveniment frumos care ajută tineretul, de ce nu? Evenimentul este cunoscut mai degrabă ca unul care li se adresează pasionaților de SF. Ce ați pregătit pentru ei în acest an? În primul rând, Academia Atlanticron a început ca o tabără, este adevărat, de creație science fiction, literatură și arte plastice science fiction. În 2001 am avut Congresul European de Science Fiction cu câțiva scriitori de calibru mondial din Statele Unite, din Italia, Marea Britanie invitați și am hotărât ca din 2002 să ne transformăm într-o academie de vară, ca o școală de vară de educație non-formală. Atlanticron are mai multe direcții, și anume știință, artă, viitorologie, firește și science fiction, cultură, dar și latura sportivă. Deci vor fi mult mai multe activități. Exact. Sunt curioasă, care sunt invitații la această ediție? Avem și în acest an foarte mulți invitați. Vin din nou și invitați din străinătate. Anul trecut a fost un an totuși încă cu restricții. Ne bucură că pentru a doua oară, deci asta înseamnă că i-a plăcut interacțiunea cu tinerii și mai puțin tinerii prezenți, oricum toți suntem tineri mental, vine academicianul Nicolae Zamfir, vicepreședinte al Academiei Române. Bineînțeles, unul dintre fondatorii, dintre părinții fondatori și veteran al Atlanticronului, domnul Alexandru Mironov, cunoscut scriitor și jurnalist de știință. Știm, îl avem des aici la RF News. Așa este. Știm. Și o să fie și pe insulă, bineînțeles, ca de obicei. Ideea Atlanticronului, de altfel, i-a aparținut domnului Alexandru Mironov, iar partea de organizare a preluat-o cu mare succes de la început și nu a renunțat niciodată Sorin Repanovici. Apoi o să-l avem pe profesor dr. Teodor Vasile, doctor în psihologie și științe medicale alternative, profesor dr. Radu Dop, specialist în medicină critică, Răzvan Buzatu, expert în construcție de stat și dezvoltare și transformare de instituții publice, a călătorit foarte mult în multe țări și ne poate povesti multe. Revin prietenii noștri americani, Peter Moon, un cunoscut scriitor care are mai multe cărți publicate și în România, Heather Keaton, care este și președintele Fundației World Genesis, lucrează și pentru UNESCO, Statele Unite, și este implicată în organizarea lipsit doar anul trecut, fiind un an mai complicat, după cum spuneam. Vine și profesor doctor academician Dan Farcaș, cunoscut ca scriitor și președintele Asociației Române pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate. Are foarte multe cărți, bestselleruri despre OZN, unele publicate chiar în anii 80. Categoric se anunța fi un eveniment. Am avut și muzicieni de multe ori și, și în acest an o să-l avem, de exemplu, invitat pe vestitul artist, violoncelist și compozitor Adrian Naidin, pentru că seara, într-un loc în natură, îi zicem amfiteatru, unde avem și un ecran de proiecții, avem și concerte. Am avut de-a lungul timpului trupe și artiști cunoscuți. Deci îmbinăm și arta, după cum spuneam, cu partea de știință și imaginație. Ce să zic, eu abia aștept să înceapă evenimentul și vă doresc succes în continuare. Vă mulțumesc pentru prezentarea. Mulțumesc mult și ținem aproape ca de obicei. Sigur că da.